iată așezat între dumbrava minunată și nada florilor din Valea Jomuzului, unul din cele mai culte și fermecătoare orașe românești, Fălticeni. Cândva i se spunea târgul în care nu se întâmplă niciodată nimic. În mai puțin de 20 de ani s-a întâmplat că peste 60% din populația fălticenilor s-a mutat în case noi. Câțiva indicatori comparativi ai nivelului de trai. De la 1960 metri pătrați spații comerciale în 1965 la peste 20.000 metri pătrați azi. Dublarea în aceeași perioadă a aducțiunii de apă, modernizarea a 6 km de străzi, noi școli, noi muzee, noi case. În orașul în care nu se întâmpla niciodată nimic, valoarea producției industriale a crescut de la 28.181 lei pe locuitor în 1965 la peste 100.000 lei în anul 1985. Fălticenii își păstrează celebrele livezi, dar industriile sale au produs valori de peste 3 miliarde lei în 1985. Cât despre cultură, cultură în sensul larg și profund, am găsit noua sa casă a cărții vegheată de macarale,